Salutare! Suntem la numărul 34 al elicopterului Mi-24V, care este un elicopter de luptă și astăzi vom monta, cred că, o protecție laterală al elicopterului. Avem o balama, deci înseamnă că acesta este ceva piesă rabatabilă, care probabil va ascunde ceva. Avem șuruburi MM albastre și două balamale. Sincer să fiu, nu am idee. Ba, uite, am găsit partea de balamale, iar piesa aceasta trebuie să se monteze în zona probabil aceasta. Nici nu știu dacă contează direcția, dar na, uite că nu prea. Avem piesa aceasta montată și cele două balamale vor veni. Haideți să vedem. O secundă să-mi caut și eu partea. Mea. În revistă. Și probabil vom avea nevoie de piesa aceasta din lateral. Cred că acestea vine aici. Nu sunt sigur. Haideți să vedem. Conform revistei, da, acesta se montează aici cu niște șuruburi MM. Bun, acesta a fost numărul 34 și probabil acesta va fi protecția care va acoperi rata în timpul deplasării. În timpul deplasării, iar când va trebui să aterizeze, acesta se va ridica. Sunt Mihai, știți bine, lucrez la magazinul colecționarului și încerc să vă ajut cu montajul acestor reviste care, din punctul meu de vedere, sunt extrem de frumoase sau cel puțin mie îmi plac foarte, foarte mult la cum arată. Așa că, dacă încă nu v-ați hotărât să începe sau nu această machetă, pot să recomand că vom obține un rezultat excepțional. Ne vedem peste o săptămână cu următorul număr.